Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fraților prea iubiți, anul acesta tema aleasă pentru săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor de către comunitatea din Grand Cham, din Elveția, este următoarea. Rămâneți în iubirea mea și veți aduce mult rod. Este marea dorință a lui Dumnezeu exprimată de Iisus să ne întoarcem la El și să rămânem în El pentru a aduce roade. El ne așteaptă neobosit, sperând că uniți cu El în iubire, vom da roade de viață pentru toți. Să nu ne întoarcem cu spatele la celălalt de frică de diferență și să vedem doar ceea ce ne separă. Să ascultăm cum ne cheamă Hristos să rămânem în iubirea Lui și să dăm roade din belșug. Excelența voastră, Preasfințite Petru, episcop emerit de Iași, Monseniore, cucernici, părinți, dragă părinte, frate Cătălin Vătămanu, reprezentant al înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iubiți credincioși și toți cei care sunteți în comuniune cu noi prin mijloacele de informare în masă. Încheiem în seara aceasta Săptămâna Mondială de Rugăciune pentru unirea în credință a tuturor creștinilor de pe fața Pământului. Sigur că este un scandal pentru omenire, pentru restul omenirii, faptul că noi care purtăm numele de creștin suntem dezbinați. Dezbinarea, ruptura, se creează repede, refacerea ei foarte greu. Unii cad chiar pradă disperării și spun, nu ne mai rugăm, că nu se vede nimic. Trebuie să ne rugăm și lăsăm în mâna lui Dumnezeu momentul unității, pentru că știm Dumnezeu lucrează prin noi oamenii și refacerea o face El prin Duhul Sfânt, dar nu fără colaborarea noastră. De aceea continuăm să ne rugăm cu toată încrederea, cerem și ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria, care este Maica Bisericii și Maica Unității, de asemenea a Sfinților noștri patroni, iar astăzi, când noi, catolicii latini, avem sărbătoarea convertirii Sfântului Paul, cerem și mijlocirea Apostolului neamurilor. Nu există unire sau nu se poate realiza unirea în Biserica lui Hristos fără convertire. Convertire unde? Convertire la Hristos. Toți creștinii suntem chemați să ne convertim la Hristos. Ne unim așadar acum în rugăciune ca Dumnezeu să ne asculte și să grăbească timpul unității în biserica sa, așa încât toți creștinii să fim una, așa cum a dorit Iisus și și-a exprimat dorința aceasta mare în rugăciunea sacerdotală, ca toți să fie una. Rămâneți în iubirea mea și veți aduce mult rod. Ne recunoaștem acum la început păcatele, mai ales pe acelea împotriva unității, ca să putem participa cu vrednicie la această sfântă celebrare.
mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Domnul să-și arate milostivirea și să ne dăruiască iertarea sa, pentru că acolo unde domnește păcatul și decăderea, noi să afirmăm promisiunea iertării și mântuirii sale destinate tuturor. Și acolo unde domnește moartea, noi să proclamăm viața cea nouă și să preamărim promisiunea vieții veșnice prin Hristos Domnul nostru. Duhule Sfinte, Tu creezi și recreezi biserica pe fața pământului. Vino și șoptește în inimile noastre rugăciunea pe care Iisus a adresat-o Tatălui în ajunul pătimirii sale, ca toți să fie una, pentru ca lumea să creadă. Doamne Iisuse, Principe al Păcii, aprinde focul iubirii Tale în noi, pentru ca să înceteze în biserică neîncrederea, disprețul și neînțelegerile. Fă să cadă zidurile care ne despart. Iisuse, blând și smerit cu inima, dă-ne sărăcia în duh, astfel încât să ne lăsăm surprinși de neașteptatul harului Tău. Duhule Sfânt, Mângâietorul tuturor, deschide inimile noastre spre iertare și împăcare și întoarce-ne de pe căile noastre pierdute. Duhule Sfânt, care nu abandonezi niciodată bărbații, femeile și copiii care sunt persecutați, pentru că sunt credincioși Evangheliei, dă-le putere și curaj și sprijină-i pe cei care îi ajută. Ne-am pregătit sufletește, cerându-i iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, acum să ascultăm cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, Hristos este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația, pentru că prin El au fost create toate, în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate subzistă în El. Și El este capul trupului,
al Bisericii. El este începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie cel dintâi în toate, pentru că în El i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să locuiască toată plinătatea și prin El să reconcilieze toate pentru Sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin El, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri. Cuvântul Domnului. Veniți înaintea Domnului cu strigăte de veselie. Veniți înaintea Domnului cu strigăte de veselie. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți înaintea Lui cu strigăte de veselie. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut ai Lui sunete, poporul Lui și turma pășunii sale. Intrați pe porțile Lui cu imnuri de laudă, intrați cu laude în casa Lui, lăudați-L și binecuvântați numele Lui. Veniți înaintea Domnului cu strigăte de veselie. Căci Domnul este bun, îndurarea Lui ține pe vecie, și fidelitatea Lui din generație în generație. Veniți înaintea Domnului, strigăte de veselie. Hristos va trăi în veci. Aleluia, 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 Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus spunea: cu ce să asemănăm împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce parabolă să o reprezentăm?
este ca un grăunte de muștar, care atunci când este semănat în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și devine mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, așa încât păsările cerului pot locui la umbra lui. Cuvântul Domnului! Preasfințiile voastre, cucernice părinte profesor Vatamanu, cucernici părinți, dragi frați și surori în Hristos, iubiți credincioși care sunteți alături de noi prin intermediul internetului. Suntem așadar la sfârșitul octavei mondiale de rugăciune pentru unirea creștinilor. Vă propun în această seară câteva gânduri, pornind în special de la lecturile din Sfânta Scriptură pe care le-am ascultat. Dar pentru a dezvolta gândul din această seară, aș dori să pornesc de la o experiență personală, care a fost evident și experiența altor preoți. Și mă refer la faptul că am făcut serviciul militar înainte de 1989. Prin grija neprecupețită a partidului, în anul acela, am fost trimiși în aceeași unitate militară toți studenții de la teologie, ortodoxi, catolici și protestanți. Probabil din ideea de a fi mai ușor de supravegheat. Și foarte probabil, comuniștii nu au realizat atunci faptul că, procedând în acest mod, ne-au oferit atunci șansa unei experiențe ecumenice unice. Mai ales că veneam toți cu apologetică din seminarii. Am fost acolo catolici, ortodoxi și protestanți împreună timp de 9 luni. Aceeași viață, aceeași instrucție, aceeași mâncare și am respirat același aer. Eram un fel de comunitate monastică ecumenică, cu diferența că nu aveam voie să ne exprimăm în niciun fel credința în public. Evident, nu au lipsit între noi micile înțepături cu tentă confesionale, erau firești, dar dincolo de acestea, am învățat în acele luni să ne cunoaștem, să ne respectăm, să ne înțelegem și să înțelegem că existau atâtea lucruri care ne uneau și că Dumnezeu pusese în fiecare dintre noi, catolici, ortodoxi sau protestanți, lucruri atât de frumoase și atâtea valori. Dacă revenim la viața noastră concretă, putem face o constatare. Noi suntem ființe libere, libere să ne modelăm propriul nostru destin și totuși fiecare dintre noi se naște cu anumite, să spunem, predeterminări. Nu alegi dacă te naști bărbat sau femeie, dacă ai o culoare a pielii sau altă culoare, nu poți să alegi apartenența religioasă prin naștere. Acesta este un dat al existenței noastre. Și totuși auzi adesea judecăți de tipul: Domnule, ce om bun, păcat că e ortodox. Sau: ce fată de treabă, păcat că e catolică. Ca și cum un lucru ar mai fi trebuit să fie perfectă, să fie ortodoxă, sau, nu știu, protestantă. Sau: ce om bun, dar are o problemă, e protestant. E bine, faptul că suntem diferiți și aparținem unor tradiții diferite nu este ceva blamabil în sine. Nimeni nu poate fi acuzat că aparține tradiției catolice sau ortodoxe sau protestante. Partea mai interesantă intervine atunci când noi ne punem problema raportului
cu ceilalți. Și aici cu toții ne aflăm în fața unei dileme. Pe de o parte simțim nevoia de a fi ancorați într-o tradiție profundă și solidă, și este normal să fie așa, și în același timp luăm act de ceilalți și de noutatea Duhului Sfânt, care prin noutățile sale ne invită la interogație. Aș dori să evidențiez trei lucruri. În primul rând, scandalul separării, de care a menționat și Preasfințitul Iosif, despre care sincer am bănuit că citise predica mea, pentru că ideile se regăsesc toate în această predică. Lumea se întreabă câți Hristoși sunt. Câți Hristoși sunt? Pentru că unul zice așa, altul zice așa, și atunci această diferență dintre noi poate constitui un scandal și o contramărturie despre Hristos. Există de asemenea mulți creștini care hrănesc în ei resentimente, care vin din trecut, din negura istoriei, când, să spunem, discordia sau ura dintre frați a fost hrănită cu o necreștinească hărnicie. Oare o fi bine așa? Pentru cei care preferă calea, să spunem, dezbinării și a urii și a disprețului, Sfânta Scriptură are vești proaste. Și mă refer la Cartea Proverbelor, la capitolul 6, unde întâlnim ceea ce se numește un proverb numeric. Un proverb de tipul N plus, să spunem 3 plus 1, deci total 4, dar accentul cade pe ultimul element care este evidențiat. Da? Sunt lucruri toate într-un paralelism, dar accentul cade pe ultimul termen. Iată acest proverb numeric din Cartea Proverbelor. Aceste 6 lucruri le urăște Domnul și 7 sunt abominabile pentru sufletul lui. 1. Ochii semeți. Privirea semeață. 2. Limba mincinoasă. 3. Mâinile care varsă sânge nevinovat. 4. Inima care plănuiește gânduri nelegiuite. 5. Picioarele care se grăbesc să alerge spre rău. 6. Martorul mincinos care suflă falsitate. Și 7. Cel mai important lucru, cel care stârnește certuri între frați. Cum ești tu, frate creștin, catolic, ortodox, protestant? Cauți binele și înțelegerea între frați? Sau poate mai degrabă ești unul care doar blamează, care vede doar negativul și stârnește certurile dintre frați? Al doilea lucru, reconcilierea creștinilor. Care tată nu-și dorește ca fiii săi dezbinați să se împace și să se reconcilieze? Fraților, așa este Dumnezeu. În prima lectură de astăzi, din scrisoarea către Coloseni, apostolul neamurilor spunea un lucru, că lui Dumnezeu i-a plăcut ca prin Hristos să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri. Iată ce vrea Tatăl Ceresc. El vrea să ne reconcilieze pe toți prin sângele jertfei lui Hristos. Imaginați-vă un lucru. Că în centrul lumii stă crucea cu Mântuitorul pe cruce. Iar noi toți, catolici, ortodoxi sau protestanți, privim spre o unică cruce și spre un unic sacrificiu mântuitor. Nu sunt mai mulți Hristoși, nu sunt mai multe jertfe, este unica jertfă mântuitoare. Dar am construit între noi niște nefericite ziduri și între aceste ziduri nu mai reușim să înțelegem că de fapt tot cel ce poartă numele de creștin este însuflețit de același gând și de aceeași viziune
despre mântuire. Cât de important este să realizăm acest lucru, că oricine se poate mântui doar prin jertfa lui Hristos, crezând în Hristos și primind oferta de mântuire a lui Dumnezeu. Al treilea lucru, ecumenismul și legea creșterii. Evanghelia de astăzi, din Sfântul Marcu, din capitolul 4, ne prezintă celebra parabolă a grăuntelui de muștar. O lecție extraordinară despre ce înseamnă legea creșterii și a devenirii. Unirea deplină între creștini nu se realizează așa, deodată, instantaneu, spontan. Această unire va deveni vizibilă numai după ce va trece prin această logică a creșterii și a maturizării. Dacă tu sădești astăzi un bob de grâu în pământ, nu te duci mâine să faci deja pâine din grâul ăla. Va trebui să ai grijă de acel bob, să-l îngrijești, să-l faci să crească și de-abia mai apoi va putea să producă pâine. Ceea ce facem noi astăzi, adunându-ne pentru rugăciune în această seară, poate nu ca după Revoluție, când eram de 7, 8, 10 preoți ortodoxi la o întâlnire, la fel mergeam și noi la acele întâlniri, dar ceea ce facem acum, chiar dacă poate părea mai puțin glorios decât atunci, contează foarte mult în ochii lui Dumnezeu și în drumul nostru spre unire. Este nevoie de o mulțime de gesturi care par mici, nesemnificative, dar acestea vor conduce acest drum spre maturitatea necesară și atunci unitatea, care acum este în spirit și la nivelul la care este, atunci va deveni vizibilă. Să nu disprețuim aceste gesturi de apropiere și de, să spunem, iubire față de cei care nu fac parte din biserica noastră. Sunt foarte importante. Un înțelept din Egiptul Antic, cei din anul 5 îl știu mai bine, studenții, Anek Sheshonqi, spunea un lucru important. Zicea așa, să nu disprețuiești o scriere mică, un foc mic și un dar mic. Da? Toate gesturile noastre de apropiere conțin în ele un potențial de edificare, de creștere și vor duce spre lucruri minunate. Și ce frumos este că noi suntem parte din această creștere pe care Domnul o dorește. În anul 2014, Papa Francis spunea, exact în ziua de 25 ianuarie, unitatea nu va veni ca o minune la sfârșit. Unitatea vine pe drum, o face Duhul Sfânt pe drum. Iată cine este adevăratul artizan al unității dintre creștini. Dar noi, oamenii, trebuie să realizăm fiecare partea noastră. Există dialogul teologilor care caută adevărul întreg, adevărul, să spunem, total. Există dialogul cultural al întâlnirii. Există minunatul dialog al vieții, unde oameni creștini, ortodoxi, protestanți în viața de zi cu zi învață să se respecte, să se ajute și experimentează deja această unire care nu este încă vizibilă. Aș mai spune un lucru. Este foarte important ca noi creștinii să strângem rândurile, mai ales în contextul epidemiei actuale și în contextul crizei mondiale și în contextul a ceea ce se profilează la orizont, trebuie să fim atenți la niște lucruri. Sunt atacuri sistematice la adresa fundamentelor creștinismului. Este atacată și lovită familia, care este absolut esențială pentru definirea umanității. Este atacată identitatea persoanei. Au fost restrânse drepturile de liberă exercitare a cultului. Acestea sunt lucruri la care trebuie să fim atenți, trebuie să fim într-o stare de veghe, într-o stare de trezvie. Dacă vrem ca să construim o lume solidă, pe o bază solidă creștină,
Este nevoie de o viziune unitară, este nevoie de o unitate de acțiune și de gândire între creștini. Cum spunea Papa Francisc anul trecut în acea celebrare, așa oarecum, care a lăsat pentru toți un sentiment într-o piață goală și unde ploua, a spus, suntem cu toții în aceeași barcă. Pentru a salva corabia, uneori marinarii aruncau sacia aceea de nisip în mare și corabia se salva. E foarte important să aruncăm și noi sacii de nisip, adică prejudecățile care ne țin la atâta distanță unii față de alții, pentru că vom putea să lucrăm la o cauză împreună numai dacă ne vom apropia unii de alții și vom înțelege că avem în viață același țel. Și aș dori să mai adaug un lucru la final. Este vorba despre o parabolă atribuită lui Iisus, pe care o găsim în Evanghelia Apocrifa lui Toma. Nu știm dacă este a lui Iisus, dar mesajul este unul frumos. Iisus a spus, împărăția Tatălui se aseamănă cu o femeie care purta un ulcior plin cu făină și umbla pe un drum îndepărtat. S-a spart toarta ulciorului și făina s-a vărsat pe drum, în urma ei. Ea nu știa că se întâmplase așa ceva și nu și-a dat seama de acest lucru. Când a deschis ușa și a intrat în casa ei, a pus ulciorul jos și l-a găsit gol. Fraților, acel ulcior este sufletul nostru, ființa noastră interioară. Făina reprezintă valorile Evangheliei, iar una dintre aceste valori este unitatea pentru care Hristos s-a rugat la cina cea de taină. Spargerea toartei ulciorului și împrăștierea pe drum a făinii poate simboliza comunicarea valorilor împărăției prin simpla noastră trecere prin lume. Cine tezaurizează în sufletul său valorile împărăției și valoarea unității între frați, prin trecerea sa prin lume, chiar fără să-și dea seama, va comunica aceste prețioase valori tuturor celor pe care îi va întâlni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Fraților prea iubiți, de-a lungul timpului creștinii au împărtășit o credință comună în Sfânta Trăime. Să mărturisim acum împreună această credință spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit
și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților și surorilor, să invocăm de la Tatăl nostru, plin de milostivire, darul unității creștinilor, pentru a realiza rugăciunea lui Hristos de la ultima cină, ca toți să fie una. Plin de încredere, să adresăm cererile noastre și să spunem: Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Dumnezeul vieții, Tu ai creat fiecare ființă umană după chipul și asemănarea Ta. Te lăudăm pentru darul diferitelor noastre culturi, expresii de credință, tradiții și etnii. Dă-ne curajul de a ne manifesta împotriva nedreptății și aurii dintre rase, clase, sex, religie și frica de cei care nu sunt ca noi. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Dumnezeule milostiv, Tu care în Hristos ne-ai arătat că suntem una în Tine, învață-ne să folosim acest dar în lume, astfel încât în toate țările credincioșii din toate religiile să poată fi auziți și să trăiască în pace. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. O Iisuse, Tu care ai venit în lume și ai devenit unul ca noi, Tu cunoști dificultățile din viața oamenilor care suferă din diferite motive. Fă ca Duhul compasiunii să ne determine să împărtășim timpul nostru, viața noastră și bunurile noastre cu cei mai nevoiași. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Duhule Sfânt, Tu cel care ascult strigătul creației Tale rănite și strigătele celor care suferă din cauza schimbării climatice, condu-ne spre noi stiluri de viață, fă să putem învăța să trăim în armonie cu partea, ca partea creației Tale. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Și acum vom face o rugăciune de mulțumire și de binecuvântare a apei. Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunile copiilor Tăi. Noi preamărim creația și răscumpărarea noastră. Ascultă rugăciunile noastre și binecuvântează această apă care face să rodească pământul, reînnoiește și purifică omenirea. Prin botezul lui Hristos în Iordan, Tu ai sfințit apa botezului. Prin El Tu ne-ai renăscut și reînnoit pe toți în sfințenie. Dă-ne ca acest element al creației, izvor de viață, apa, să devină semnul reînnoirii noastre pentru a lucra cu ajutorul Duhului Tău la venirea împărăției Tale. Întrucât Tu ești începutul și sfârșitul, dă-ne ca apa pe care o primim acum să fie o pregustare a noii creații în care sperăm. Acestea le cerem prin Hristos, Domnul nostru. Amen.
și acum și pururea și în vecii vecilor. Noastre legate de iubirea lui Hristos, care a fost revărsat în inimile noastre, și să ne rugăm Tatălui prin cuvintele pe care ni le-a învățat chiar Iisus. Tatăl nostru, mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Domnul ne cheamă să trăim uniți, ne dă pacea Sa și ne invită să o împărtășim, să schimbăm printr-un gest de înclinare a capului în dreapta și în stânga semnul păcii și al fraternității.
Sfântă Treime, îți aduce mulțumire că ne-ai creat și ne-ai iubit. Îți mulțumim pentru prezența Ta în noi și în creație. Fă-ne să învățăm, să vedem lumea așa cum o vezi Tu, cu iubire. Cu speranța acestei viziuni, fă să putem lucra pentru o lume în care să înflorească dreptatea și pacea pentru gloria numelui Tău. Dumnezeule Părinte Ceresc, care ne-ai adunat împreună pentru a implora darul unității, călăuzește-ne cu Duhul Tău pentru ca, nu numai prin cuvinte, ci și prin faptele și viața noastră, să dăm mărturie despre Tine și astfel să ajungem într-o zi să trăim toți împreună în înțelegere și pace. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Dăm cuvântul Părintelui să veniți la microfon, acolo la pupitru. Excelența voastră, Preasfințite Părinte Episcop Iosif, Excelența voastră, Preasfințite Episcop Emerit Petru, Preacucernici părinți, dragi creștini, mai înainte de a exprima câteva idei teologice despre importanța acestei săptămâni de rugăciune pentru unitatea creștinilor, în legătură cu textele biblice și de rugăciune din această seară, doresc să vă transmit dumneavoastră, marcanți membri ai comunității ieșene și dragi credincioși, doririle înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan de sănătate și bună sporire în tot lucrul bun. Astăzi este cea de-a opta zi a octavei de rugăciune. În înțelegerea teologică, a opta zi este ziua recapitulării creației și a reconcilierii într-un duh nou și proiectează evenimentele desfășurate înainte spre viitor, spre veșnicie, din dorința de a permanentiza și înveșnici lucrarea lui Dumnezeu cu noi oamenii. Pentru noi este ocazia de a fi împreună, cu nădejdea că bucuria noastră va fi cândva de plină, așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos. Hristos este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 15. Și așa cum am auzit în această seară în citirea Apostolului, pentru că prin El au fost create toate în cerul și pe pământ. Cu adevărat, El este grădinarul acestei lumi. Și după cum ați aclamat înaintea de citirea Evangheliei, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos este semănătorul. Cine L-a aflat pe Hristos va trăi în veci. Așadar, Fiul lui Dumnezeu, descoperit în Vechiul Testament ca înțelepciunea, Hocma, Sofia, Sapienția, este Hristos, Fiul Fecioarei, pâinea care s-a coborât din cer. Cuvântul latinesc Sapienția vine de la sapor, a gusta. Iar Psalmul 33, versetul 8, reluat în versetul 4 din Psalmul 99, pe care l-am intonat astăzi, ne îndeamnă să gustăm și să vedem că bun este Domnul. Dar nu doar Domnul este pâinea, că o pâine, un trup, suntem cei mulți, ne încredințează Sfântul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10, versetul 17. Așadar, suntem împreună o mâncare din infime și smerite boabe, precum cele de muștar, dar care sunt transformate prin foc într-o mâncare cu gust nou, unitar și unic. Precum bobul de muștar, după ce a fost semănat, crește și devine mai mare decât toate legumele, după cum am auzit în Evanghelie, la fel, fiecare dintre noi, în Hristos,
este important și vrednic de slava întâlnirii cu El la cina împărăției cerurilor. Creația lui Dumnezeu este diversă. La fel suntem și noi. Însă, precum nu pot spune că într-o mâncare o legumă are un gust mai puțin bun decât cealaltă, ci toate la oaltă, prin foc și aburul semn al creației, devin una, la fel despre oameni. Prin lucrarea focului Duhului Sfânt lucrător în biserică, toate sunt încorporate, sunt asimilate, diferențele se transformă în identitate. Noi oamenii nu suntem datori decât să răspundem acestei lucrări mântuitoare cu dragostea noastră, să rămânem în iubirea lui Dumnezeu pentru a duce rod mult. Amin. Vă mulțumesc. Și acum, înainte de binecuvântarea finală, vreau să aduc mulțumire ca păstor al dieceziei de Iași tuturor credincioșilor care sunt acum în comuniune cu noi sau nu și care au găsit timp în această octavă mondială să se unească în rugăciune pentru a implora de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt darul unității în Biserica lui Hristos. Le mulțumesc tuturor, mulțumesc celor prezenți în seara aceasta aici în catedrală, Preasfințitului Petru Gherghel, episcopul nostru emerit de Iași, Monseniorului Benone Farcaș, rectorul seminarului teologic din Iași, părintelui Iosif Antile, care ne-a vorbit așa de frumos în seara aceasta la predică despre unitate, de asemenea celorlalți profesori veniți de la seminar care au putut veni, preoților de la noi, de la episcopie, părintelui lector universitar, dr. Cătălin Bătămanu, reprezentant al înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dumneavoastră tuturor seminariștilor care au susținut rugăciunea noastră cu frumoasele lor cântări, dumneavoastră celorlalți, Dumnezeu să primească rugăciunile noastre și să grăbească, așa cum spuneam și la început, timpul sau ziua în care să fim o singură turmă și un singur păstor. Dorința arzătoare a lui Iisus exprimată la cina de taină, ca tot să fie una, precum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, ca lumea să creadă. Este foarte important pentru noi toți creștinii, catolici, ortodoxi, protestanți, să fim una în credință și să dăm o mărturie frumoasă celorlalți oameni care nu sunt creștini despre iubirea lui Dumnezeu și să-i atragem prin exemplul vieții noastre la Dumnezeu Trăime. Îi mulțumim lui Dumnezeu împreună pentru că ne-a adunat în aceste zile și rugăm să primească rugăciunile noastre și acum să ne binecuvânteze. Cu binecuvântarea Lui pe care vă împart, care e rar al Bisericii, ne reîntoarcem la ale noastre, mulțumindu-i Lui Dumnezeu și preamărindu-L pentru aceste momente așa de frumoase, de comuniune în rugăciune, pe care le simțim și le trăim în casa Domnului. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.